Lasă like dacă nu vrei să devii corigent, mai bine nu verifica. Olimpic versus Corigent. Olimpic. Doamne, iarăși a venit vacanța aceasta. Ce să fac? Se poate de făcut tema pentru acasă. Corigent. Oh my god, în vacanță am atât de multe de făcut pentru acasă. La română de făcut, la matematică de făcut, la chimie. Doamne, când eu o să reușesc? Ei, las, mâine o să încep să fac. Ei, pui mâine o să fac. Pui mâine o să fac temă pentru acasă. Gata, săptămâna viitoare desigur fac temă pentru acasă. Ce o să fac? Temă pentru acasă? Ei? Nu, o să fac o ultima zi temă. Mergem să ne dăm cu Sania. Stop! Astăzi e ultima zi de vacanță. Fac cu mâine la școală cu cineva. E gata. Olimpic. A venit timpul să mă joc. Corigent. Stai, în ce să joc? În Minecraft, în PUBG sau în Fortnite să joc? Olimpic. Să copiez? De ce? La mine totul este aici. Eu singur totul o să scriu. Corigent. Ce la Olimpic a răspuns acolo? Gata, a răspuns totul corect. Olimpic. Fiule, tot anul ai primit note de 10. M-ai bucurat un an întreg. Așa că îți voi cadona cele ce ți-ai dorit de foarte mult timp. Serios? Da. Oh my god, de când ne-am dorit eu. Cel mai drăguț cadou pe care l-am primit eu astăzi. Tatăl meu să mă străduie cu mult mai bine să înveți, Doamne! Tata, o să te bucur mereu și mai mult. Corigent. Fiule, tu mă crezi că zut notele? Limba română 3, matematica 2, chimia 1. Și tu mai vrei cadou de ziua de naștere? Tata, ziua de naștere este o dată în an. Dar notele eu le mai pot corecta. Te cred că am o propunere foarte super pentru tine. Încep de azi. Oh, Doamne, tata, la mine asta e sărbătoare! Măcar îmi dai bani! Bine, ține! Nice, o să merg cu prietenii la cinema? Tata, ei sunt falși! Când o să primești note de 10, o să ai și bani adevărați! Doamne! Olimpic. Mama, am primit nota 10! Bravo! Corigent. Mama, eu am primit 10! Ce? Cum? Nu știu, dar am primit 10! Atunci eu merg să chem oaspeți! Eu atunci am mers să cumpăr torte! Bă, dar eu merg să cumpăr foc de artificiu! Scrie în comentarii dacă ești olimpic sau nu. Miau!